despre această realizare, dar și despre cum este această perioadă pentru ansamblul etnofolcloric Țărâncuța. Discutăm în continuare cu domnul Leonid Țăranu, conducător artistic al ansamblului. Domnule Țăranu, bună seara, bine ați venit la noi! Bună seara tuturor, bună seara celor care ne privesc la această oră. Vă mulțumim foarte mult pentru invitație și plăcut pentru a mă reîntoarce în studiourile noastre. Cu cel mai mare drag. Felicitări pentru lansarea acestor imagini emoționante, imagini care au fost filmate unde? Și o să vă rog să ne povestiți mai multe despre videoclip. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc doamnei Ludmila Țurcan pentru această piesă, fiindcă chiar nu am auzit-o nicăieri. Eu fiind în domeniu, când mi-a dat piesa aceasta, zic că doamna Ludmila, vă mulțumesc foarte mult. Apoi m-am adresat la ficiorul meu, fiindcă este angajat în cadrul Casei de Cultură, Silviu Țăranu, și mi-a zis că, tată, uite, aveți piesă în repertoriu cu Cobză, Vioară, Fluier, Nai, că mai avem piese pascale la care fetele vor cânta pe final, dar haideți să încercăm să dăm o altă haină acestei piese, fiindcă să schimbăm ceva, să nu mergem Cobză, Nai, Vioară, ori Fluier, ori... Și zic, de ce nu? Și împreună cu Viorel Gasnaș, un băiat tot de la Academia de Arte, au pus aranjamentul, au făcut mixajul, apoi am mers la Orheiul Vechi. Dacă ați văzut niște cadre la orele 6:30 dimineața, când abia iese aburii de pe apă, eram cu vă studio și domnul Victor zice, domnul Leonid, cadrul ăsta nu trebuie să-l pierdem nici de cum. Haideți să ne oprim. Fetele erau cu rutiera din spate, am ieșit la drum până când am mers la Iaz. Mă bucur foarte mult, fiindcă eu știu ce înseamnă o imagine frumoasă, fiind colaborator al televiziunii naționale 12 ani, puțin am acumulat. Și mai apoi am filmat, chiar cum a spus una din membre, este fiica mea. Deci, tate, acolo când le-am urcat pe muntele, ea îi spune muntele iubirii, era puțin frică, dar mie încă și mai tare, că zic că fetele, vă rog foarte mult, atenție, fiindcă ești periculos. Da, și sunteți responsabil. Corect. Dumneavoastră pentru... Și mă bucur nespus de mult pentru că știți cum în ziua de astăzi nu se pune accentul pe orice interpret de muzică populară sau ansamblor, nu pun accentul pe cântecele pascale. Păcat. Eu am zis că, fiind în ansamblul folcloric, etnofolcloric Tălâncuța, cu Andrei Tămăzlăcaru, cu sorul Osoianu, am simțit sărbătorile de Paște, adică mai aproape de suflet, așa cred eu. Și zic, de ce să nu, fiindcă, cum am început a vă spune, un interpret vrea să realizeze o piesă, fiindcă sunt cheltuieli foarte mari. Vrea să realizeze o piesă ca să meargă, să difuzeze pe parcursul anului, de exemplu. Piesa pascală se difuzează până la ISPAS, în cadrul sărbătorilor pascale, și mai apoi stă pe raft, da. Și zic, haideți totuși așa o piesă frumoasă, ar fi păcat ca să nu o filmăm. Deci așa am mers la Orheiul Vechi și am realizat această frumoasă piesă pascală. Da, e muzică de suflet, chiar dacă... Poate chiar asta face aceste piese și mai speciale, faptul că le putem asculta doar o perioadă scurtă de timp din an. Așa cred că a vrut Dumnezeu cântecele acestea să se asculte, că te liniștesc, te sustrag de la ceva, adică care... Dar toate astea nu le-am putea face fără susținerea apeleului orășelului Durlești și în special al doamnei primar, deoarece, cum v-am spus, necesită cheltuieli mari și mulțumim foarte mult tuturor pentru susținere. Ce alte evenimente mai ați mai avut sau mai urmează pentru ansamblul Țărâncuța? Acum, recent, am zis că anul acesta punem accentul pe filmări. Am mai filmat încă două piese,
N-am reușit încă să le montăm. Poate venim la dumneavoastră în premieră, de ce nu? Fiindcă în repertoriu aveam cântice de glumă, cântice pascale, ostășești. Acum, în 19 mai, mergem la un festival la Ungheni, tot cu cânticele pascale. Doi ani la rând am mers la Pentru Tine, Doamne, un festival concurs care se organizează la noi în țară, la care am luat locuri de frunte. Aveam membri aici, dar una vreau să menționez că avem în ansamblu din diferite domenii. Și medici, și inspectora fiscal, și stiliști, și elevi, și profesori de muzică, și profesori de școală, adică din toate domeniile. Și folclorul unește oamenii, iată, din... Da, fiindcă așa ne-am făcut o familie, că la început mă gândeam, zic că o să-mi fie greu. N-aș spune, chiar din prima, când venea un membru, parcă se regăsea în, în familia noastră, ansamblului Țărâncuța Dorlești. Să aveți parte de sărbători frumoase, luminoase și pline de căldură. Acasă? Poți să fiți acasă? Da, cu cei noi dragi? Ce planuri aveți? Noi avem așa o tradiție, mergem de când erau părinții în viață, mergem la țară cu băieții și fiica, fetele pregătesc piftia, noi, ca de obicei, ne iubim să prăjim sarmalele și bitocul. Deci vă implicați în... Da, desigur. Păi sâmbăta e lăsată anume pentru a pregăti bucatele pentru a doua zi. Așa. Mulțumim frumos, domnule Țăranu. Să aveți, vă spun încă o dată, să aveți sărbători liniștite. Dar spuneați mai devreme ceva interesant. Ați menționat despre faptul că în perioada, de exemplu, a Tălâncuței, ați învățat multe despre repertoriul specific acestei perioade. Erau mai înainte, erau mai prețuite cântecele pascale? Pentru că spuneți că astăzi mai puține ansambluri aleg să... Mă refer la faptul că mai puțin preferă să fac filmări, să fac un videoclip de genul acesta. Nu prea văd, că sunt și eu iubitor de televizor, de a privi emisiuni, cântici nou în premieră și așa mai departe. Nu prea, dar dacă să mă reîntorc puțin la timpuri, greu era și pe timpuri, fiindcă nu se permitea să aducem cânticul pascal. Chiar dacă se făcea un festival sau ceva, așa, mai restrâns, cu colectivii mai puțini. Drept că erau și pe timpuri foarte multe colective. Vreau să mai spun un lucru, că ansamblul folcloric Țărâncuța l-am preluat câțiva ani, nu activat, dar... ceva timp în urmă a fost condus de către Tatiana Sofronovici, să fie țărâna ușoară, care a fondat acest ansamblu. Drept că nu era în cadrul Casei de Cultură, mai apoi când am fost invitat să fiu conducătorul acestui colectiv, deja mi s-a dat unitate și activam în cadrul Casei de Cultură. După ceva timp am fost ales și directorul Casei de Cultură. Încă o dată vă doresc sărbători liniștite și o să vă rog și pe dumneavoastră să veniți cu un mesaj pentru toți cei care ne urmăresc acum. Sănătate tuturor, sărbătorile pascale să vă ducă liniște sufletească în casă, în familiile dumneavoastră, în suflet, și Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Că am aflat că se spune pe parcursul... întregului an. Da, nu da, este păcat să spui Hristos a înviat. Chiar părintele Andrei de la mănăstire spune, nu este păcat să spui Hristos a înviat. Da. Fiindcă Hristos a înviat. Da, se poate dispus tot anul. Da, sub înțelege la general. Mulțumim frumos, domnule Țăranu. Vă mai așteptăm cu drag. Sănătate tuturor, cu noi piese, dacă o să ne permiteți, cum realizăm, venim la dumneavoastră în premieră. Sigur că da. Vă așteptăm cu drag. Vă mulțumim foarte mult pentru invitație. Pe final de ediție, doamnelor și domnilor, cântă ansamblul
etnofolcloric Țărâncuța. Le mulțumim foarte mult încă o dată pentru prezență. Dumneavoastră vă dorim o seară liniștită, alături de cei dragi. Rămâneți cu Moldova 1. O sfântă zi cu cel de sus, de Paștea noi vine Iisus. Așa frumos s-a arătat sub crucea lui, i-am lăcrimat. Așa cântă.